Mi-a spus, doamna profesor, înainte de emisiune, că v-ați uitat și ați ascultat un pic mesajele... Și rău am făcut. Asta rău? Știți, prima dată când auzi o veste de genul acesta despre cineva apropiat, nu știu, e un șoc, într-un anumit fel. Ziua următoare n-am avut curajul. Sufletesc așa să ascult. Și astăzi m-am uitat pe corespondența noastră și am ascultat mesajele și cu vocea ei și m-a impresionat îngrozitor. N-am crezut că mă consider foarte, mă rog, mai puternică decât am crezut că sunt într-o situație de genul acesta și m-au impresionat îngrozitor mesajele astea, pentru că se refereau la diferite lucruri mai mult sau mai puțin plăcute. Mai puțin plăcute e vorba de felul în care s-au purtat anumiți oameni cu ea și de la care nu s-a așteptat niciodată și din potrivă aștepta un umăr de acolo și nu s-a întâmplat așa și chiar mai rău decât atât, promisiuni de șarte și încă o dată, oameni la care ea s-a aștepta la mult mai mult. Și lucruri, chiar mi-a pus niște convorbiri cu asemenea oameni sau cu acești oameni, cu unii din ei, bineînțeles, ca să-mi dau seama cât de parșiv poate fi cineva, cum îi poate vorbi în față și care e finalitatea acestei discuții în realitate. Adică nicio finalitate, pentru că unul dintre ei a promis un lucru și trebuiau să se întâlnească marți, așa scrie acolo, ne întâlnim marți. Și marți aia n-a mai venit niciodată, niciodată. Și de atunci e, cred că, un an. Deci e foarte clar. Nici măcar n-a avut curaj să scrie această persoană și nu numai. Te rog să mă scuzi, nu mai e de actualitate sau ceva ca să anunțe într-un fel. Nu, și o durea foarte tare și mai ales atunci când credea pozitiv despre cineva și își dădea seama că se întâmplă, că este altfel persoana aia și că n-a cunoscut-o atâta vreme și nu și-a dat seama că e un om care are un caracter așa cum a demonstrat că este. Pe urmă, alte mesaje se refereau la faptul că din când în când ieșeam la câte un film pe care îl alegea ea întotdeauna și îmi scria, am găsit un film, căuta mult, deci nu mergeam la orice film, a apărut nu știu ce, nu. Ea se interesa. Întotdeauna erau niște filme de suflet, dar nu drame și nici comedii. E ceva de mijloc și întotdeauna a ales foarte bine. Eu întotdeauna m-am stat la mâna ei pentru că nici nu mă pricep foarte bine și nu și făcea plăcere să mergem. După aia mergeam la masă și bineînțeles că știu multe din problemele ei și așa este cum a spus doamna Diana, în sensul că avea perioade în care nu voia să comunice cu lumea. Și atunci se retrăgea, nu e singura care face așa. Mai cunosc și alte persoane care fac la fel. Deci avea, de exemplu, sunam și nu-mi răspundea. Dădea ea telefon atunci când putea sau când avea dispoziția să o facă, în ziua aia sau peste o săptămână. Și dacă sunam eu, dacă mă suna ea și nu răspundeam, se supăra. Deci invers nu era. Dar, în orice caz, felul ei de a fi nu mi-a dat de singurul lucru la care ar fi trebuit poate să mă gândesc mai mult. Am și pus astăzi pe Facebook în seara asta o postare cu ultimul anunț, ultima urare de Crăciun care s-a întâmplat anul trecut și a scris foarte frumos și așa de tare m-a impresionat și ăla a fost ultimul mesaj de sărbători. Foarte frumos și foarte delicat scria și nu m-am gândit acum, am înțeles că în seara de Crăciun a făcut a spus oamenilor că să urmărească un film. Deci era foarte clar din asta, pentru mine cel puțin, care o cunoșteam, era foarte clar că nu vrea să vadă lume. Din momentul în care scrie, uitați-vă toată lumea la filmul nu știu care, în seara de Crăciun, singură, cu câinii ei, aia era, cum să vă spun, momentul ei de plăcere maximă. Să stea cu căței acasă, să nu supere nimeni, să se uite la un film, să citească ceva. Asta era bucuria ei majoră și cu atâta... Să știți un lucru, am mai multe prietene care iubesc animalele, dar așa ceva ca la Cristina nu am văzut. Suferea îngrozitor dacă era un câine bolnav și l-a ajutat cu tot ce putea. Așa e cum a zis doamna, ultimii bani. Dădea pentru ca acel câine să fie tratat, iar de hrană, nu s-a spus până acum și nu știu de ce, îngăște toată lumea care o cunoaște lucrul acesta, ea avea un fel de contract cu un magazin mare și mezelurile care erau către expirat, către expirare, cumpăra de acolo și avea o fată pe care o plătea care tăia aceste mezeluri și în fiecare seară, fără excepție, se ducea într-un loc să hrănească niște animale care au foarte multe acolo. A avut și foarte mari probleme, au fost unii care s-au purtat urât, care au rugat cu pietre, care au vorbit urât cu ea pentru că ajuta căței.
Și dacă avea un program de seară, niciodată nu modifica mersul la căței, schimba ora. Dar foarte rar se întâmpla luxa. De obicei era ora 8 seara, se ducea la câini, că era vară sau iarnă sau ploua sau ningea, mergea să-i hrănească. Și îmi spunea, și nu numai mie, sunt convinsă că a spus tuturor celor apropiați asta, că ea vrea să trăiască cât mai mult ca să ofere câinilor o șansă, pentru că ei nu sunt capabili să se apere singuri și că ce o să se întâmple cu ei când ea nu va mai fi. Nici nu se pune problema de vreo tentativă sau vreo sinucidere și știți... Respingeți această idee... Categoric, pentru că, în primul rând, că știu niște lucruri. În al doilea rând, știu ce... Noi am învățat niște lucruri la medicină legală pe care mă mir că profesorii noștri de legală nu v-au spus, nu vi le-au spus. Un om care dorește să facă asta se pregătește într-un anumit fel, cu niște lucruri, pe lângă faptul că scrie ceva și... iar un om care face așa ceva dintr-un impuls de moment, ea avea 2 pastile sau 3 pastile în stomac, niște resturi. Deci nu e nicio problemă. Știu foarte bine ce tratament lua, știu foarte bine la ce medici mergea, știu foarte bine despre aspectul fizic al problemei și să zic că din punct de vedere fizic era un om sănătos. Deci nu era un om bolnav. Avea o structură psihică foarte labilă pentru că a pățit multe și, vă spun încă o dată, îmi spunea că o dezamăgește lumea din ce în ce mai mult, dar nici nu se pune problema. Pot să, nu știu, să jur cu mâna pe orice că nu s-a pus problema. Ați vorbit despre faptul că se lupta cu depresie. Da. Dar să știți că depresia, bine, așa a fost cum am spus acolo. Vă repet, ea nu a avut o legătură foarte strânsă cu familia. Așa a fost viața, așa e crescută și asta într-un fel ne-a unit. E poate prea mult spus. N-am fost chiar în așa mare apropiere, pentru că era bine ca cei din afară să o lase pe Cristina să facă așa cum simte ea. Dar am fost crescute amândouă de bunici și știm amândouă ce înseamnă lucrul ăsta și e altceva. E cu totul altceva. Altfel e viața unui copil care e crescut numai de bunici și ea, pentru ea, cei mai frumoși oameni din lumea asta, ca și pentru mine, de fapt, au fost bunicii. Și mi-a povestit mult despre ei și a suferit foarte, foarte tare când s-au dus, când s-au pierdut. Și cu familia, într-adevăr, din toți din familie, legătura cea mai strânsă era cu domnul Sopescu, nici cu el nu atât de mare precum și-a dat seama după, pentru că, cum să vă spun, i-am povestit niște lucruri destul de, mă rog, particulare, așa, dacă se poate spune, și în momentul în care am mers cu ea la... Eu nu cunoșteam personal pe domnul Sopescu. Bineînțeles, toată lumea știe și știe cine este, dar nu l-am cunoscut personal și mi-aduc aminte acum întins în pat așa în reanimare, acolo a zis: Ticu, uite cu cine am venit. Și dânsul a zis: doamna doctor. Și a vorbit cu el și era așa cum să vă spun, în momentul ăla mie mi s-a părut că nu e adevărat ce mi-a spus înainte, pentru că mi se părea așa o apropiere despre care n-a vorbit așa. Și încă o dată vă spun exact ce am spus și în seara aceea. După aia și-a dat seama că, de fapt, sentimentele erau mult mai profunde decât ce a putut imagina. Pentru că se vedeau rar, vorbeau rar la telefon. Domnul Sopescu era de părere ca fiecare om să se descurce singur cu resursele lui, din toate punctele de vedere, și nu să fie sprijinit, pentru că el trebuie să descurce oricum și într-o zi va rămâne singur să descurce în lumea asta, cum s-a și întâmplat. Și, mă rog, nu erau foarte, adică nu se vedeau foarte des. A fost o lovitură mare pentru ea pierderea și nu s-a așteptat. Nu tot accidentul vascular din lume conduce la... Și asta a dus-o cumva spre depresie, nu? Și asta i-a accentuat stările, pentru că avea niște stări care erau intermitente, așa, când era mai bine, când era mai puțin bine. Pe urmă, când venea o dezamăgire de la cineva, scădea. Mi se pare normal, dar fiecare are o limită până unde cade. Se necăjea foarte tare și atunci se retrăgea și stătea o săptămână, două, și nu prea comunica cine știe ce. Dar așa comunicări, deci nu știu dacă o să mă hotărăsc într-o zi să pun și să vadă lumea ce putea să scrie, ce se poate pune, așa gingășie eram tot ce scria. Știți cum? I-am trimis o poză cu un copil, cu un bebe, și cu un cățel, și care stăteau în aceeași poziție. Copilașul stătea cu mânuțele și pijorușele în sus și cățelul la fel, cățelul s-a luat după copil. Și erau cam de aceleași dimensiuni și mi-a scris: Doamne, m-ai uns pe suflet. Pentru că ea era de părere și mi se pare normală părerea ca un copil să crească cu un animal alături pentru care are altă responsabilitate. Mă rog, asta își dorea pentru toți părinții și tuturor le spunea lucrul ăsta, unii erau de acord, unii nu. Dar era așa, vă spun, și toate postările și toate răspunsurile și toate mesajele erau de o finețe și de o gingășie. Ea nu jignea, eu n-am auzit-o niciodată. Am auzit-o certându-se cu polițist de circulație, dar
nu urât. Niciodată, știi cine, niciodată nu s-a întâmplat sau lucruri de genul ăsta. Ce a fost situație, chiar am fost împreună într-o seară și a oprit-o un domn de la circulație și nu avea dreptate. Era la limită, așa. A fost destul de dur el și foarte, foarte delicată Cristina și când se supăra, se supăra tare pe ce se supăra și avea... Pe urmă, se dădea o luptă. Știți care era lupta? Lupta adevărată era... aia despre gândurile politice, pentru că au fost foarte multe probleme care i-au... De exemplu, e prima dată când spun lucrul ăsta, dar e adevărat. Știți foarte bine, și doar a lucrat aici și o cunoașteți toți foarte bine, că la un moment dat a devenit membră PSD. Da. Mi-a spus că înainte de a își exprima această dorință, doamnele din PSD, unele sigur, s-au purtat foarte frumos cu ea până a intrat. Așa. În momentul în care a intrat, au schimbat foaia, pentru că probabil că au intervenit niște elemente de gelozie și au început să se poarte urât. Și pe ea o durea fiecare cuvânt urât. Urât. Nu erau urâte, dar se vedea clar că ele nu sunt bucuroase de prezența ei acolo. Și mi-a și spus că are zile foarte puține acolo. Niște persoane au simțit că ar fi o amenințare. Bineînțeles, dar și era. Să vorbim cinstit, și era. Cristina știa limbi străine, Cristina... Oricum, eu cred că pentru... Era în discuție ca să fie europarlamentar. Exact. Ar fi fost poate una dintre cele mai bune din țara asta. Știa limbi străine, știa să se poarte, știa... Avea o cultură deosebită. Deci Cristina ar fi fost în fruntea europarlamentară. Ar fi fost un europarlamentar foarte. Excepțional și de mare fală pentru țara asta. Nu știu de ce... Conducătorii de pe vremea nu și-au dat seama, nu știu ce s-a... Eu n-aș fi lăsat-o să plece de acolo sub nicio formă dacă aș fi fost conducător de vreun partid și ea era membra acolo. Ea era o mină de aur pentru un partid. Nu și-au dat seama pur și simplu. Și n-a ajuns. Ea și-ar fi dorit foarte mult lucrul acesta și din punct de vedere al jobului adevărat pe care îl dorea și îmi spunea că ea s-ar fi ocupat de latura culturală și că ar fi fost, mă rog, avea niște planuri. Pe urmă a vrut să plece din țară, în Italia a vrut. Nu s-a aranjat nici aia. Pe urmă a vrut să plece undeva în Ardeal, că noi suntem de acolo și voia și ea să se ducă în Ardeal și să se stabilească acolo și să o lase lumea în pace. Să știți că nu era un om nesociabil, dimpotrivă, dar avea ea reperele ei și momentele ei în care voia să fie cu oameni sau nu. Și atâta dezamăgire, știți, domnul Gâdea, când cineva e foarte sus, toată lumea e cu el. Când e jos, uitați-vă la cazul Beuran, când e jos, sunt foarte puțini care au curajul și nu numai curajul, dar și onoarea și demnitatea de a fi lângă el când e jos, că e mai ușor să fii când e foarte sus. Așa a pățit și ea, și cu promisiuni care nu s-au realizat și cu momente în care era greu. Ea, să știți că nu știu în ce măsură cunoașteți acest aspect. Mi-a spus că niciodată nu i-ați impus nimic să se întâlnească sau să nu se întâlnească cu cineva la o emisiune. Ea se pregătea, începea de luni să se documenteze foarte serios și asupra persoanei și asupra temei. Ea nu venea să, pentru că aud niște lucruri câteodată în cât un interviu, niște greșeli, niciodată nu făcea așa. Nu. Pe urmă, să te ferească Dumnezeu din cer să faci o greșeală de ortografie sau de limbaj. Doamne ferește, sancționa foarte... Tocmai și sancționa foarte serios lucrurile astea. Deci, sigur că a avut niște momente grele în viața asta, grele, mai ales că vă spun, n-a prea avut sprijin din nicio parte, din familie nici nu știu dacă a solicitat vreodată, vă repet că nu era. Și frații sunt foarte la mare diferență de vârstă. Băiatul Cristian Junior are 43 de ani, ceva așa, și cel mic are 21-2. Cristina împlinea 60 de ani, deci în 4 iulie, chiar o să vă rog să faceți o emisiune atunci, pentru că atunci împlinea 60 de ani și ne-am gândit noi așa, nu la cine știe ce, că nu era Cristina genul acesta, dar oricum, 60 de ani e o vârstă și în 4 iulie ar fi fost ziua ei de naștere. Și, deci diferența de vârstă era foarte mare, nici nu știu, mă rog, nu au fost relații de așa manieră încât să fie foarte apropiat, ci așa a fost în această familie. Dar încă o dată vă spun, nici nu se pune problema, iar la cauza e de noaptea minții ce s-a întâmplat, pentru că după părerea medicală, ca să spun așa, a fost un lucru care nu se soldează de obicei decât rar cu așa ceva, cu deces, și anume o tulburare de ritm cardiac
Deci inima nu mai merge, ca să explicăm așa, pentru ca să înțeleagă toată lumea, în ritmul normal trebuie să fie între ritmurile, deci între bătăile inimii trebuie să fie aceeași distanță. Nu s-a mai întâmplat așa și unele dintre ele, așa s-a întâmplat și cu bunica mea. Aceste tulburări de ritm pot să dea stop cardiac, ceea ce s-a și întâmplat. Stopul cardiac este, cum să vă spun, cauza de moarte a absolut oricui, dar el e generat de ceva. La unul e generat de un accident, la unul nu știu ce, un accident vascular și așa mai departe, de o boală. Bun, aici asta e pentru că e simplă logica de, și deducția la așa ceva. Mă întreba astăzi cineva ce e cu enzimele. Păi enzimele cardiace cresc numai când e infarct. Și sunt testabile imediat. Colegii de la medicul legal n-au găsit nimic. Deci nu există niciun infarct acolo, că la se vede. E un coagul care astupă un vas de sânge. Accident vascular cerebral, nu? Deci categoric a fost așa ceva. Și încă o dată vă spun, nici nu se poate pune problema de vreun suicid. Cristina, la structura ei, ar fi făcut, ar fi pregătit lucrul acesta într-un anumit fel, dar nu avea de gând. Că vă spun că toată asta se gândea, Doamne, dă să trăiesc, că se tot gândea că bunicii au fost longevivi. Și că poate e ca ei, ca să ajute pe căței, că numai asta avea în gând, ce o să se întâmple cu câinii ei când ea nu va mai fi. Deci nici nu discutăm de vreo posibilitate de așa ceva, de vreun cocktail. Deci lua trei medicamente mari și luate pe care le lua pe aceleași de un an jumate, cel puțin. Cam așa. Deci de un an jumate. Nu erau deloc nocive. Ia toată lumea medicamentele astea. Nu era niciun fel de problemă. Ca medic vă spun, deci nici nu se pune problema să fie... Asta sunt urmele pe care le-au găsit colegii acolo, nu altceva. Deci nimic, nici nu. Pe urmă, am uitat să spun un lucru. Avea o foarte mare problemă cu cei din primărie care se numesc hingheri. Cu hingheri. Și avea foarte... S-a și certat de câteva ori, pentru că au fost situații... Bine, noi avem, așa cel puțin Ardeal și probabil că și în alte părți, o percepție foarte urâtă, negativă despre hingheri, pentru că totdeauna fac abuzuri și asta se întâmplă de când e lumea. Și au fost situații în care luau câini din curți și ea s-a dus cu o doamnă care i-au luat pur și simplu și doamna aceea a văzut. Când i-au luat câinele din curte. Câinele trag în curte, cu poarta încuiată și ei au aruncat... Și l-au luat cățelul și foarte, foarte greu a mers Cristina cu ea și foarte greu l-au recuperat. Că ea, în loc să se bucure că scapă de un cățel, dar de ce să ia din curte? Că erau destui care nu erau în curs și nici așa, oricum. Îi se părea o barbarie îngrozitoare, îi se părea... și are dreptate. Eu sunt de acord cu ea la acest aspect și astea sunt niște lucruri. Deci, cum să vă spun, s-au adunat. Faptul că avea bani foarte puțini, faptul că ultimul ban îl dădea pentru a hrăni și a trata cățelii. Și casa acum câțiva ani? Nu. Cu casa, să știți că are o casă, care e o casă foarte frumoasă, dar în care nu stătea. Să vedeți din ce rațiune, pentru că îmi spunea că toată lumea a aflat acolo că e casa ei și veneau și aruncau în fiecare dimineață căței. Acolo vii căței, pui de cățel și n-am mai putut să mai facă față. S-a adunat toată curtea, era plină de câini, vecinii o tot reclamau că latră, câinele latră, că de-aia e cățel. Și atunci a căutat să meargă într-o chirie undeva unde i-a permis proprietarul casei să meargă cu căței. Avea 7 căței în casă. Și îmi spunea că în fiecare dimineață, dar nu că un cățel, adică câte 2-3 căței dimineața și 5 a găsit într-o dimineață, fără mamă, deci nu și cățeaua așa, și aruncau în curte pentru că știau că ea iubește câinii și o să-i creșească, ziceau ei, dar până unde? Și ăsta e motivul pentru care a plecat de casă foarte frumoasă și casa există. Și, într-adevăr, a pierdut o altă casă cu niște datorii de la bancă și aceea a pierdut-o. Dar asta nu, asta e acolo. Și vă repet, e o casă foarte, foarte frumoasă și chiar mă gândeam pe drum venind înspre aici, înspre dumneavoastră, că tare mi-aș dori ca cine va cumpăra această casă să fie, adică să iubească animalele și să fie din acest punct de vedere ca ea, pentru că așa poate că ar fi liniștit acolo unde e, nu știm nimic despre lucrul ăsta, dacă există sau nu, ceva după, dar măcar așa, pentru noi să știm că acea casă a cumpărat-o cineva, casa e la